I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? După cum observați de ultima dată când am stat de vorbă, care a fost miercuri și astăzi este vineri, 11 februarie, cred că este chiar ziua în care postez clipul ăsta, nu știu exact dacă reușesc să mă organizez așa cum trebuie, dar da, ieri a fost o zi de primit colete, aparent, nu mă așteptam să primesc atât de multe colete ieri, dar a sosit o comandă pe care am plasat-o cu un voucher de la Kurtman, a sosit o colaborare cu Bonprix și a sosit și un pachet de la CCC cu niște genți și niște perechi de încălțăminte, așa că v-am întrebat pe Instagram dacă să vă arăt toate lucrușoarele astea într-un clip separat pe YouTube, care să fie un fel de clip bonus pentru săptămâna aceasta și foarte multe ați zis că da, așa că m-am organizat repede în dimineața asta și m-am pus pe filmat, m-am machiat, m-am aranjat așa repede, nici nu mi-a ieșit părul foarte bine în dimineața asta, dar hai să nu băgăm lucrul ăsta în seamă și să trecem la treabă. Vreau să vă zic că acest haul o să fie unul try-on, numai că nu o să pun articolele pe care le încerc în ținute, doar o să le încerc o pereche simplă de blugi sau ceva de genul. Dacă vreți să vedeți ținute, puteți să mă urmăriți atât pe Instagram cât și pe TikTok, unde postez seria februarie în culori și cu siguranță o să vedeți articolele astea integrate în niște ținute creative cât de curând. Așa că astăzi doar le încercăm să vedem cum vin și vreau să încep cu cei de la Kurtman. Eu cu cei de la Kurtman am o colaborare de foarte lungă durată, aproape de un an de zile, colaborăm în continuu și practic eu am un voucher lunar pe care îl pot folosi la ei pe site să îmi aleg ce hăinuțe vreau pe care să le folosesc pentru a crea conținut, pentru a vi le arăta vouă și pentru a vă aduce acest super outlet online în atenție. Pentru că, da, sinceră să fiu, sunt mare fană Kurtman și nu din cauza colaborării pe care o am cu ei, ci din cauza prețurilor mici pe care aceștia le au pe site. Puteți să găsiți articole de la Zara, Bershka, Stradivarius, mai nou găsim și de la Sinsay, de la Reserved și toate sunt la niște prețuri foarte bune, adică maxim 50-60 de lei, 70 de lei, poate 100 de lei în cazul gecilor, dar totuși, haine de la branduri de renume, branduri din astea de mass market pe care le găsim în mall-uri la niște prețuri destul de mari, pe Kurtman le găsim la niște prețuri mult mai accesibile, doar să țineți minte că sunt din colecțiile vechi. Un outlet este practic un magazin care vinde articole din colecțiile vechi ale brandurilor ăstora de renume, așa că, da, vă las site-ul celor de la Kurtman în bara cu descrieri să vă uitați și voi să vedeți dacă vă găsiți ceva articole drăguțe și eu mi-am ales aici cred că vreo 6 plovărașe, 6 bluzițe și toate sunt foarte colorate, așa că, da, de-abia aștept să intru în ele pentru că m-am uitat așa foarte, foarte puțin, nu am intrat în foarte mare detaliu pentru că am vrut să am așa o primă reacție împreună cu voi și o să încerc să curăț cadrul de toate cutiile astea. Așa, în felul ăsta cred că este mult mai bine și mult mai plăcut vizual. Deci mi-am pus cutia aici între mine și cameră și o să încep cu primul articol de care sunt, cred că și cel mai încântată. Este bluzița asta, galbenă, superbă, este un galben așa pal, foarte, foarte frumos. Este de la firma Gina Tricot și este în mărimea M. Are decolteul ăsta foarte interesant, stați să dau eticheta la o parte să vedeți mai bine. Cam așa, are decolteul ăsta foarte interesant aici în partea asta. Sinceră să fiu, sper să îmi vină bine, pentru că nu am mai încercat niciodată o bluză cu un astfel de decolteu, dar o să vedem. Da, îmi place foarte mult cum arată, este din materialul acesta care se întinde foarte mult. Mărimea M cred că o să fie o mărime potrivită pentru mine, deoarece aș vrea să fiu un picuț mai mulată și am luat-o în mărimea M la fel, pentru că dacă era lărguță, poate nu se mai așeza bine nici în partea asta a decolteului. Voi deja vedeți cum arată această bluziță pe mine, dar din câte o simt eu acum în mână și o țin aici lângă mine, mi se pare că arată foarte, foarte bine și este un material foarte calitativ și culoarea nici nu mai zic că este absolut delicioasă. Mi-am luat și ceva roz, bineînțeles, și este un fel de maletă, dacă pot să zic așa, este o bluzică care are un picuț de guler aici în partea de sus, guler care are detaliul ăsta ondulat. Este de la firma Only și este tot în mărimea M. Cam așa arată ea, este practic o bluză roz simplă, dar m-a cucerit foarte mult culoarea asta de roz foarte aprins. Eu sunt înnebunită după roz în ultima perioadă și după toate combinațiile cu culoarea roz, îmi place să combin rozul cu absolut orice, cu verde, cu galben, cu portocaliu, cu albastru, mi se pare că merge cu absolut orice. Și sinceră să fiu, aveam doar o bluzică din asta roz care era destul de decoltată și îmi doream una care să fie așa mai pe gât pentru zilele în care este un picuț mai răcoare afară sau pentru zilele în care nu vreau neapărat să îmi arăt zona asta a pieptului, așa că atunci când am văzut-o pe aceasta, pe Kurtman,
am zis că trebuie să vină cu mine acasă. Și mai am aici un articol super interesant. Sunt mare fan a combinației de alb cu negru, combinație care este foarte trendy în anul 2022. Așa, apropo, lăsați-mi în comentarii dacă vreți sau dacă vă mai este util să mai fac clipul cu tendințele anului 2022. Mă gândeam să fac un clip cu tendințele anului 2022 pentru perioada asta caldă, gen primăvară-vară, și să facem unul în toamnă-iarnă, dar nu știu, lăsați-mi în comentarii dacă v-ar interesa și așa ceva. Dar da, să revenim la mini unboxing. Am lucrul ăsta. Uitați-vă ce plovăraș simpatic. Este un plovăraș foarte eye-catching, un plovăraș în același timp foarte ușor de purtat, mi se pare mie, pentru că merge luat cu niște blugi negri, merge luat cu niște blugi albaștri, merge luat cu niște blugi colorați. De ce nu? Și mi se pare că adaugă foarte multă personalitate ținutei. Mi se pare că ai foarte multă încredere în tine dacă te simți confortabil, de fapt, purtând un astfel de plovăr. Și încerc să mă scot cât se poate de mult din zona de confort în perioada asta. Așa că mi-am luat plovărașul ăsta, plovăraș care este de la firma Jennifer sau Jennifer și este în mărimea L, pentru că cred că a fost singura mărime pe care o aveau disponibilă pe site. Dar, oricum, eu zic că o să fie potrivit. Arată foarte, foarte bine și este foarte gros și foarte călduros. Următorul articol este un articol pe care mi l-am luat în mărimea XS și asta pentru că vedeți că are un croi destul de larg și eu mi-am dat seama de lucrul ăsta de pe site. Este de la Stradivarius, după cum am zis, în mărimea XS și este un plovăraș de genul care este în această culoare foarte frumoasă de muștăriu, de galben muștar, care mi se pare mie că arată foarte bine combinat cu movul sau cu portocaliul, de aceea l-am și luat. Nu mai aveam nimic în garderobă în culoarea asta galben muștar. Am luat o pauză de la culoarea asta și, sinceră să fiu, nu îmi plăcea pentru o perioadă destul de îndelungată, de aceea m-am și despărțit de foarte multe articole pe care le aveam în nuanța asta de galben muștar. Dar acum mi se pare că merge combinată cu foarte multe lucruri, cu foarte multe culori pe care deja le am în garderobă și da, am zis să iau și acest plovăraș și să încerc să fac ținute interesante cu acest galben muștar și ținute care să fie în același timp trendy. Deci urmăriți-mă pe Instagram și pe TikTok dacă vreți să vedeți ținute așa cum am zis. Și mai am două articole de la Kurtman. Foarte multe lucruri colorate puteți să găsiți pe site-ul celor de la Kurtman, colorate și accesibile în același timp, dar puteți să găsiți și multe beige-uri, multe lucruri basic, așa că, da, v-am zis, intrați să vedeți despre ce este vorba. Eu mi-am luat aici un plovăraș verde, care este un verde așa, nici nu știu cum să zic, un fel de verde lime. Vedeți că este o nuanță destul de aprinsă. Plovărașul ăsta este de la Vero Moda și este în mărimea S. Are aici ceva ca să stea pe umeraș, practic, dar lucrul ăsta cred că o să-l tai. Are un guler în V, cred că poate fi purtat și căzut pe un număr în felul ăsta. Ăsta are un material destul de subțirel, spre deosebire de ăsta cu carouri sau de acesta muștăriu. Ăsta este un plovăraș destul de subțire. Cred că acum, dacă vreți să îl cumpărați și să îl purtați, cred că merge purtat cu ceva pe dedesubt, pentru că, într-adevăr, este un picuț cam subțire pentru vremea de afară. Dar una peste alta este o nuanță foarte, foarte frumoasă. Mi se pare că este nuanța de verde care o să se poarte în sezonul ăsta cald al anului 2022 și m-am bucurat foarte mult când l-am găsit pe Kurtman. Oricum, dacă cunoașteți trendurile și vă informați un picuț pe partea asta, dacă, în primul rând, dacă vreți să vă îmbrăcați așa în tendințe, dacă pot să zic așa, puteți să urmăriți tendințele și să încercați să găsiți articole mai accesibile în outlet-uri, cum este Kurtman sau cum sunt alte outlet-uri, poate fizice din orașul vostru, sau să mergeți în SH să găsiți lucrurile astea trendy. Deci dacă știți care sunt tendințele și vă informați un picuț înainte, puteți să vă îmbrăcați în tendințe și în buget în același timp. Nu trebuie neapărat să vă luați lucruri de la ultima colecție de la Zara sau ceva de genul. Și da, să revenim și să terminăm cu haul-ul ăsta de la Kurtman, unboxing-ul de la Kurtman, de fapt. Am un plovăraș tot verde, dar vedeți că este o nuanță de verde diferită, destul de diferită față de plovărașul pe care vi l-am prezentat anterior, pentru că este o nuanță de verde mentă. Ăsta este un verde mai mult înspre albastru, un verde rece, și ăsta este un verde cald înspre galben. Dar, una peste alta, acest plovăr este mult mai gros decât cel verde pe care vi l-am prezentat mai înainte. Ăsta este de la Bershka și este în mărimea M. Merge și ăsta combinat foarte bine cu foarte multe lucruri. Îl văd foarte bine combinat cu bej, combinat cu albastru, combinat cu roz. Mi se pare că această nuanță de verde combinată cu roz o să dea chiar foarte bine cu alb. Nu mai zic de combinațiile astea cu non-culori, pentru că sigur o să meargă combinat cu acestea. V-am zis, Bershka, mărimea M, un material foarte grosuț. Aici la umeri are un detaliu foarte interesant. Vedeți că sunt umerii ăștia ca și
pătrați, dacă pot să zic așa. De pe aștept să văd cum vine pe mine, dar da, cam asta a fost comanda lunii februarie de la Kurtman. O să încerc să le pun pe toate înapoi în cutie aici, pentru că după ce termin de filmat partea asta de stat jos, o să filmez și partea aceea de probat hainele, pe care voi deja ați văzut-o aici lângă mine. Așa că o să pun cutia asta aici undeva. Așa, sper să nu vă deranjeze foarte mult. De fapt, nici nu cred că o mai vedeți acum. Și haideți să trecem la Bon Prix. Eu cu Bon Prix am o colaborare, așa, din când în când, dacă pot să zic așa. Și mi se oferă la fel un voucher de cumpărături de care pot să îmi aleg eu ce articole vreau. Așa că luna, nici nu pot să zic că luna aceasta, că nu este neapărat ceva lunar, dar hai să zicem de data aceasta, mi-am ales de la Bon Prix 3 gecuțe, dar am aici numai două, pentru că cea de-a treia pe care am comandat-o și pe care am cerut-o practic nu este în stoc și cred că durează 3 săptămâni să-mi fie livrată. Așa că o să vă arăt acum aceste două gecuțe pe care le-am primit și probabil o să revin într-un haul separat cu cea de-a treia. Sunt două gecuțe de piele, stați să pun și cutia asta undeva că e foarte mare, așa, în felul ăsta. Sunt două gecuțe la fel, dar culori diferite. Cam așa se prezintă ele. Sincer să fiu, mă uitam în garderoba mea zilele trecute și mă gândeam că în curând o să vină primăvara și o să se încălzească afară și nu o să mai prea pot purta paltoane, așa că o să am nevoie de gecuțe din astea de piele sau, mă rog, nu doar de piele, dar gecuțe care să fie un picuț mai colorate, pentru că în continuare o să vreau să mă îmbrac colorat. M-am uitat în garderoba mea, am doar gecuțe albe de piele, negre sau gecuțe de denim, așa că am zis că trebuie să mă folosesc de voucherul de pe Bon Prix ca să-mi cumpăr câteva gecuțe colorate și asta am și făcut. Mi-am luat aceste două gecuțe, v-am zis, același model, doar că culori diferite. Sunt de la firma BPC Selection, cred că este chiar firma celor de la Bon Prix și sunt gecuțe practic simple. Este o geacă foarte basic cu un croi foarte basic. Stați să țin în partea asta ca să o și vedeți în timp ce vedeți try-on-ul. Este o geacă cu un croi foarte basic, nu este crop, nu este nimic, este o geacă normală, dacă ar fi să o parafrazăm pe mama, cum îmi zice ea mereu, că nu-ți mai cumperi geci normale decât geci din alea scurte, mai ai și tu o geacă normală. E bine, mami, mi-am luat o geacă normală, mi-am luat chiar două. Da, le-aș fi vrut cropped, dar nu am avut foarte multe opțiuni pe Bon Prix și m-am uitat și în magazine și parcă nu erau culori așa pastelate cum mi-aș fi dorit eu, așa că de aceea am ales să merg cu acestea simple și clasice de la Bon Prix. Prețul uneia cred că este 140 de lei sau ceva de genul și ele sunt foarte calitative, chiar am rămas surprinsă de calitatea materialului. Este o piele din asta ecologică care se simte foarte bine la mână, este foarte moale. Fermoarul este așa simplu și ele se închid, v-am zis, foarte simplu, nu au niciun briz-briz. Un singur minus pe care îl văd este faptul că nu au buzunare. Mi-ar fi plăcut foarte mult să aibă măcar un buzunar micuț în care să pot să-mi țin mâna atunci când merg pe stradă, dar nu au acest buzunar, dar mă rog, cred că putem să trecem peste asta. Au aici în partea aceasta un fel de detalii așa de geacă de motor, un guler din acesta un picuț lăsat în felul ăsta, dar da, arată foarte bine, sunt foarte elegante și foarte versatile. Asta este în nuanța un roz, este un roz lila, așa, și mai am una în nuanța asta de verde fistic, care v-am zis, este exact același model ca și cel roz pe care vi l-am prezentat mai devreme, numai că pe verde. Aceeași mărime, am mărimea 38 de la Bon Prix, firma asta Bon Prix Selection. Și da, cam asta este ceea ce pot să vă spun despre aceste gecuțe. Sunt foarte încântată că le-am găsit. Sunt foarte încântată de nuanța lor și de calitatea pe care o am. Mi-aș fi dorit să aibă buzunărel, dar mă rog, pot să trec peste asta, să zicem. Și haideți să trecem la magazinul CCC. Vreau să vă anunț încă de pe acum că eu cu cei de la CCC o să am o colaborare de câteva luni. Deja am discutat, deja am stabilit totul și o să am un cod de reducere și pentru voi. Încă nu știu de când o să fie valabil, dar o să vă țin la curent pe Instagram. Trebuie să merg eu weekendul acesta și să fac materialele, să le trimit spre aprobare și când o să fie momentul să le postez pe Instagram, o să fie valabil și codul. Deci încă nu este valabil, dar eu zic să vă prezint ce am ales eu pentru această colaborare de la ei. Am două genți și două perechi de încălțăminte pentru luna aceasta și o să încerc să le scot din cutia asta imensă. Iată, am scos toate produsele din cutie, din cutia asta mare în care au venit ele și vreau să încep cu gentuțele. Mi-am ales două gentuțe care arată în felul ăsta, una vișinie foarte, foarte simpatică și una roz.
chiar mai simpatică decât cea vișinie. Așa că o să încep cu asta vișinie. Este o geantă foarte spațioasă. Asta în primul rând. Este de la firma Jenniferry. Toate articolele, așa, toate articolele sunt de la această firmă Jenniferry, pentru că cu această firmă colaborez eu în cadrul magazinului CCC. Este această geantă la prețul de 114 lei, dar v-am zis, dacă o să așteptați puțin până o să fie valabil codul meu de reducere, o să o puteți lua chiar și mai ieftin de atât. Geanta, să revenim, este o geantă foarte spațioasă, o geantă care are o bretea aici, o bretea de pus pe umăr, care nu este detașabilă din câte văd eu, se închide cu această capsă aici, are și ceva buzunare interioare, foarte multe buzunare interioare dacă e să mă întrebați pe mine, și se mai strânge și cu acest șnuruleț pe care îl are aici în față, o puteți strânge cât de mult vreți voi și ea o să arate ca un fel de săculeț atunci când o să aibă ceva umplutură în ea sau când o să aibă lucrurile voastre în interior, probabil că o să arate mult mai plină, acum arată un pic așa mai flecită, dar da, mi se pare o geantă foarte frumoasă, o geantă foarte actuală, o geantă într-o culoare care poate fi purtată atât într-un mod foarte tineresc și foarte trendy, merge combinată cu roz, merge combinată cu albastru, dar poate fi combinată și cu bejuri sau cu nuanțe neutre pentru niște ținute office sau casual, mi se pare că arată foarte bine și este foarte versatilă. Este făcută din două texturi, are aici pe partea din față o textură din piele întoarsă și pe partea din spate o textură din asta de piele lucioasă. Deci mi-a plăcut foarte, foarte mult când am văzut-o și perechea de încălțăminte cu care m-am gândit eu să o combin, pentru că da, o să trebuiască să combin aceste genți cu o pereche de încălțăminte sau mai bine încălțămintea cu o pereche de genți. Sunt acești loafers, acești mocasini, nu știu cum să le spun exact în română. Sunt niște mocasini foarte simpli, foarte chunky, sunt așa foarte butucănoși. Sunt o pereche de încălțăminte foarte masculină pe care eu plănuiesc să o port cu șosețele din acelea cu dantelă. Cred că o să arate foarte, foarte bine și în combinație cu geanta asta. Vedeți ce vă ziceam de combinația de bej cu vișiniu? Mi se pare că dă foarte bine. Am aici pe partea din față niște detalii aurii, după care nu sunt eu neapărat înnebunită, dar care totuși adaugă un picuț de personalitate încălțămintei, care de altfel este foarte simplă și foarte ușor de purtat, foarte bej, dacă pot să zic așa, dar mie îmi plac genul ăsta de încălțăminte pentru că pot să le asortez cu orice nebunie pe care o am eu în cap la momentul respectiv. Cum vine primăvara, am zis să vă propun și o pereche din asta de încălțăminte de la Jenniferry, nu tot ghete, nu tot bocanci, pentru că începem încet încet să ne bucurăm de soare și de temperaturi mult mai calde. Așa că da, eu la aceștia am mărimea 36 și să știți că este o mărime potrivită, nu mă strâng, nici nu îmi sunt largi încât să-mi joace în picior și prețul acestora este de 170 de lei pe site și vreau să vă mai zic un singur detaliu despre ei în cazul în care nu ați observat, sunt din acest material de piele întoarsă cum ar fi. Și da, îmi plac foarte mult și cred că o să se potrivească foarte bine cu gentuța aceasta vișinie, dar nu numai, cred că o să se potrivească cu foarte multe lucruri, deoarece sunt o pereche de încălțăminte basic. Următoarea gentuță pe care o am este aceasta roz și nebună. Ia uitați-vă cât este de frumoasă, este un roz absolut superb și este un model de geantă, o croială de geantă, dacă pot să zic așa, care este foarte actuală. Se poartă foarte mult genul ăsta de genți bărcuță, vedeți că are forma asta așa ovală, într-un fel, și la fel se poartă gențile care au textura asta de plăpumioară, așa cum v-am zis și din clipul anterior. Prețul acestei a fost de 150 de lei și să știți că dacă nu sunteți fane roz, mai vine și pe alb și pe negru, din câte am văzut eu pe site. Deci da, mi se pare că arată foarte, foarte bine și încălțămintea cu care m-am gândit eu să combin această gentuță este la fel o pereche de încălțăminte foarte trendy. Este această pereche de încălțăminte, este tot de la firma Jenniferry. Aici să știți că nu am prețul, nu știu de ce, nu am nicio etichetă din asta de preț, dar o să vă las prețul afișat pe ecran în cazul în care mai găsesc ghetele astea pe site. Mi se pare că se potrivesc foarte, foarte bine cu această gentuță din cauza faptului că se potrivește foarte bine lime-ul ăsta de pe talpa ghetei cu rozul din geantă. Mi se pare că au o intensitate similară și că se potrivesc foarte bine și chiar am o ținută foarte interesantă în cap pentru această poză pe care urmează să o fac pentru cei de la CCC. Dar să revenim, ghetele sunt acest model de Chelsea Boots, au elastic, atât pe partea dreaptă cât și pe partea stângă, sau atât pe interior cât și pe exterior. Sunt negre, simple, dar au acest
twist, adică această talpă foarte interesantă care mi se pare că adaugă un infinit de personalitate acestei încălțăminte. Îmi place foarte mult și tocul, este un toc destul de înăltuț, dacă este să mă întrebați pe mine, adică nu sunt neapărat niște cizme plate sau nu au neapărat o talpă plată, dar este un toc extrem de comod, nici nu simți că mergi pe toc și mi se pare că acest lucru de aici, vedeți, spațiul ăsta negativ pe care îl are talpa aici cu tocul face piciorul să arate mult mai subțire, așa că da, le-am văzut pe site, le-am luat, mai aveau și cu o talpă verde mai închis, mai aveau și înalte până la genunchi, doar că mie nu-mi stau bine acel model de cizme, dar acel model de cizme care erau exact la fel, doar că până la genunchi aveau talpa roz deschis, dar da, v-am zis că eu am ales să le iau pe acestea pentru că mi s-a părut că se potrivesc foarte bine cu geanta. Verdele ăsta limetă este foarte actual în sezonul acesta de primăvară-vară și da, mi-au plăcut mie foarte mult. Și mai am un singur lucru pe care vreau să vi-l arăt, un lucru pe care am uitat să îl aduc aici lângă mine, dar o să mă duc imediat să-l aduc și revin imediat. Așa, am revenit cu ultimul articol din haul-ul de astăzi, care nu este un articol primit, dar este un articol pe care mi l-am comandat eu săptămânile trecute și care tocmai ce mi-a ajuns marți sau miercuri săptămâna aceasta, deci vreau să vi-l prezint și vouă. Este un palton de la About You, de fapt de pe About You, de la firma Edited. Este un palton superbisim, deci cred că este unul dintre cele mai frumoase paltoane pe care le am eu până în momentul de față. Are gulerul ăsta extrem, extrem de mare și de amplu aici. Este făcut dintr-un material foarte bun, este făcut din 30% lână, de fapt are 30% lână în compoziție și este și din făcut din imprimeul ăsta de picior de cocoș, cred că îi spune, sau jacquard, sau mă rog. Înțelegeți ce vreau să zic? Cred că picior de cocoș îi spune oricum în limba română. Are nasturii ăștia aici care sunt contrastanți și mi se pare că arată foarte, foarte bine. Pe interior este liniat cu acest satin foarte drăguț. Are niște buzunare foarte mari. Singurul minus pe care îl are, nu are un cordon cu care să îl strâng eu în zona taliei, dar pot să trec peste lucrul ăsta pentru că este un palton absolut superb. Este foarte, foarte frumos și eu mi l-am luat în mărimea 34. Și l-am prins la un preț incredibil de mic, l-am prins la vreo 200 de lei, 150 de lei, între 150 de lei și 200 de lei, redus de la 900 de lei, nici că mi-a venit să cred când am găsit reducerea respectivă, când am văzut de fapt reducerea respectivă pe site, așa că am sărit pe el și l-am luat pentru că, da, într-adevăr este un palton foarte, foarte, foarte calitativ. Și dacă tot am adus vorba de About You, vreau să vă mai zic așa un micuț secret între noi, să așteptați până la începutul lunii martie, dacă vreți să vă puneți o comandă pe About You, deoarece aceștia o să lanseze o campanie foarte interesantă și o să fac parte din acea campanie. Dar nu pot să vă zic neapărat acum foarte multe detalii, așteptați până la începutul lunii martie. Ideea este că puteți să intrați în posesia unui voucher de cumpărături de 50% pe site dacă faceți un clipuleț creativ, dar gata, atât vă spun. Dacă vreți să vă comandați ceva scump de pe About You, puneți-l acolo la favorite și așteptați până la începutul lunii martie, pentru că, da, o să fie o super campanie. Eu v-am zis, am găsit chestia asta la o reducere extrem, extrem de mare și am zis că trebuie neapărat să-mi o achiziționez, pentru că dacă nu săream pe ea în momentul la care am primit notificare de la About You că s-a redus, sigur o cumpăra altcineva. Deci da, cam acestea sunt toate lucrurile pe care le-am primit și lucruri pe care mi le-am cumpărat eu în ultima perioadă. De fapt, ieri le-am primit pe toate. Cred că ieri a fost ziua internațională a coletelor, ziua coletelor lunii februarie sau ceva de genul. Dar da, sunt foarte încântată pentru toate materialele pe care trebuie să le fac, atât pentru cei de la CCC, cât și pentru cei de la Kurtman, cât și pentru cei de la Bonprix. Sunt foarte încântată că am oportunitatea asta de a avea astfel de colaborări și de a primi vouchere de cumpărături. Este, fashionul este practic pasiunea mea și fără voi, comunitatea mea care mă urmăriți și folosiți codurile de reducere și mă susțineți, îmi arătați că vă place ceea ce fac, nu aș putea să fiu aici în momentul ăsta și vă mulțumesc foarte, foarte mult pe calea asta. Să știți că urmează o grămadă de giveaway-uri pe Instagram, așa că urmăriți-mă acolo, pentru că vreau să vă răsplătesc cât de mult pot eu pentru tot ceea ce ați adus bun în viața mea, pentru că v-am zis că fără voi n-aș fi putut să fiu aici în momentul de față, deci
Vă mulțumesc! O să vă las linkurile către Instagramul meu și către TikTok-ul meu în bara cu descrieri ca să vedeți toate articolele pe care vi le arăt aici, purtate în ținute și integrate în diferite ținute. Tot pe Instagram o să anunț și atunci când o să se activeze codul pentru site-ul CCC. Deci urmăriți-mă acolo. Dacă vreți și vă place de mine, puteți să-mi dați un subscribe și aici și să lăsați și un like acestui videoclip. Mă ajută foarte, foarte mult cu algoritmul YouTube și mă ajută să mă descopere din ce în ce mai multă lume și să facem așa o comunitate cât mai mare și cât mai drăguță. Puteți să lăsați și un comentariu, răspundeți-mi în comentarii dacă vreți să fac tendințele anului 2022 pentru sezonul cald. Cred că ar fi o idee foarte drăguță de clip, dar da, lăsați-mi în comentarii dacă v-ar interesa așa ceva. Până data viitoare, eu vă pup și vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Sper că v-a bucurat acest clip bonus și noi ne revedem în curând duminică. Așa că, da, vă pup și vă îmbrățișez cu drag. If I could stop the time, don't you know that